În perioada campaniei electorale, oamenii mai mult ca niciodată sunt interesați să afle răspunsul la întrebările care îi preocupă zi de zi. Unde să-și găsească un loc de muncă bine plătit? Ce soluții au concurenții electorali pentru problemele lor de zi cu zi când salariile nu ajung pentru achitarea serviciilor? Ce ar trebui să facem pentru ca Moldova să scape de sărăcie? Câte locuri de muncă au creat în aceste două luni de campanie electorală? Care este proiectul care poate motiva politicienii să vină nu doar cu promisiuni, ci și cu acțiuni concrete? Sunt doar câteva întrebări adresate celor patru concurenți prezenți la dezbateri. Este un eveniment organizat de către Promolex în cadrul programului pentru consolidarea legilor transparente Republica Moldova, un program implementat de Promolex cu suportul financiar oferit de USAID. Evenimentul de astăzi reprezintă un format de dezbateri publice electorale dintre concurenții care sunt înscriși în cursa electorală. Și scopul acestui eveniment este de a promova o platformă de comunicare dintre cetățeni și concurenții electorali, ca cetățenii să poată să se informeze mai corect despre platformele electorale, despre concurenții electorali, despre să pună întrebări care le interesează cu privire la platformele concurenților. Am ales pentru aceste dezbateri două subiecte. Ori este vectorul extern, felul în care ne dezvoltăm, construim relațiile cu partenerii noștri externi. Și astăzi vă propunem un subiect pe cât se poate de concret, lupta cu sărăcia. Vă îndemnăm să discutați despre investiții, despre locuri de muncă, despre felul în care eliminăm acest flagel, despre felul în care ridicăm nivelul de trai. La dezbateri s-au prezentat patru din concurenți electorali. Menționăm că dezbaterile publice au drept scop crearea unei platforme informaționale pentru cetățeni.